Elena și astăzi am pregătit pentru voi o rețetă super rapidă, gata mai puțin de 10 minute, să o puteți savura. Am aici guacamole, varianta mea, o pastă de avocado cu roșii, ceapă și suc de lămâie, foarte delicioasă. Rămâneți cu mine să vedeți cum am pregătit-o. Cantitățile pe care le folosesc astăzi sunt următoarele. Un avocado mare are aproximativ 230 de grame. Am aici 75 de grame de roșii. Puteți folosi o roșie întreagă. 30-40 de grame de ceapă tocată mărunt, ceapă albă. O lingură de zeamă de lămâie. O linguriță de sare, jumătate de linguriță de piper. Avocado, în momentul în care îl cumpărați, trebuie apăsat un pic aici. Dacă este moale, înseamnă că este bun. Nu apăsați pe el, pentru că îi puteți cauza puncte negre. Să trecem la treabă! Pentru început, mă ocup de avocado. Cel mai ușor mod este să-l tăiem cu un cuțit. Am introdus cuțitul și rotesc pe lângă miezul acestuia. Rotesc. Acum, pentru a scoate sâmburele, am băgat cuțitul. A ieșit foarte simplu. Dau deoparte. Miezul de la avocado foarte ușor cu o lingură. Pentru rețeta de astăzi, trebuie să-l sfărâm, așa că îl voi scoate în bucăți mari cu lingură. Dacă îl folosiți pentru altceva, el poate fi scos și dintr-o singură bucată și tăiat frumos felii. Ia uitați. Arată foarte bine, este copt numai bine. În acest moment îl voi strivi aici. Dacă folosiți o cantitate mai mare, 2-3, puteți să puneți într-un castron. Îl las destul de grosier, nu vreau să-l fac piure, pentru a-i păstra din gust. Acum îl pun într-un castron. Voi stropi imediat cu zeama de lămâie pentru a-și păstra culoarea. Avocado tinde să se negrească foarte repede. Pun lingura de zeamă de lămâie și amestec un pic. Acum mă pot ocupa de celelalte ingrediente. Mă ocup de roșii acum. Le voi tăia în cuburi micuțe. Dacă doriți, le puteți scoate semințele. Eu, la sfârșit, voi folosi un șervețel de hârtie să iau un pic din zeama aceasta pe care și-o lasă. Cu cât sunt roșiile mai coapte, cu atât vor da gust mai bun preparatului. Voi lua un pic zeama acestor roșii. Dau peste avocado acum. Am aici ceapa tăiată. Adaug sarea, piperul. Toate ingredientele, dar preparatul meu este gata. Bineînțeles, îl voi gusta de sare, piper și zeama de lămâie. Fiecare îl face după gustul lui. Dacă vă place un pic mai acru, adăugați cu încredere zeamă de lămâie. Dacă nu, puneți mai puțin. La rețeta tradițională de guacamole se folosește și coriandru. Însă, sincer, nu este preferatul meu și aleg să-l las deoparte. Dacă iubiți coriandru, fără nicio grijă, puteți să-l puneți. Este foarte bun așa.
Îl voi servi pe un crackers. Ia uitați ce bine arată. Avocado este plin de grăsimi bune. Sățios. Am o bunătate aici. Pentru un snack perfect sau un mic dejun sănătos. 2-3 felii. Foarte, foarte bine arată. Poftă bună! Acesta a fost preparatul meu de astăzi, ideal pentru o gustare rapidă sau, de ce nu, chiar pentru micul dejun. Dacă v-a plăcut, vă invit să-l distribuiți cu prietenii voștri, iar dacă nu v-ați abonat încă, apăsați butonul de subscribe și activați clopoțelul să fiți la curent de fiecare dată când postez ceva nou. Pentru mai multe rețete, vă aștept aici și aici. Până data viitoare, v-am pupat!